Oameni de milioane. People like us! Yeah. Cu toate răut. Omul de milioane pe care îl cunoaștem în această săptămână la Europa FM scrie povești frumoase în lumea artistică, nu doar de la noi, ci și pe plan internațional. Liviu Romanescu este cofondator Vener Collective, este colectivul de creatori de teatru din România și Irlanda care s-a format în Marea Britanie în 2014. A venit pe scenă cu multe piese de teatru bune, iar în acest început de an este gata să ne surprindă cu o nouă premieră chiar la început de februarie. Captain Amazing se, se numește această nouă piesă de teatru. O să încercăm să aflăm mai multe despre ea, dar și despre omul nostru de milioane. Bun venit, Liviu, la Europa FM! Am găsit, mulțumesc frumos de invitație! Iartă-mă, este o nebunie totală în ceea ce se întâmplă în zilele noastre să mai faci și teatru, să mai fie și independent să mai ai și curajul să îți cauți o sală de fiecare dată când ai depus un, un, un spectacol în scenă, pare că sunt cam multe ingrediente pentru o nebunie din asta pe care să o poți susține a la lung. De ce? E una dintre direcțiile pe care de fapt s-a și construit și a luat naștere Veneru. Venerul în sine, ca denumire, provine de la uh, o specie de cal asociată cu uh, Irish Travellers, deci uh, uh, țiganii, să zic așa, nomazi specifici Irlandei, și e asociat cu ideea de uh, mișcare, de a, uh, de a te loca în diverse uh, uh, în, în diferite zone. Și chiar dacă pare a fi ceva ușor contraintuitiv la cum se developează zona artistică în România, e un pariu pe care noi l-am luat de la bun început, și a presupus muncă, a presupus multă conectare și foarte multă colaborare, dar uh, am ajuns de-a lungul anilor să vedem că de fapt e un real potențial în a coproduce, în a co-crea, în a folosi resurse din mai multe direcții și de multe ori în vremuri mai grele în care na, te destabilizează situația sanitară, economică, Uh, e The Way to Go și este unu, una dintre salvările uh, viabile și apropiate și umane pe care le avem la dispoziție. Și funcționăm în colaborări, funcționăm cu uh, coproducții, cu inițiative pe care le avem și pe care le prezentăm altor spații, încercăm să generăm pe specificul unor spații. Na, vorba aia. Menținem o minte trează, un spirit cât de deschis și încercăm să facem efervescența asta culturală, care, cu regret spun, nu e cea mai efervescentă din România, dar trebuie. Trebuie, trebuie și poveștile pe care încercăm să le aducem. De multe ori, inspirația pe care ne-am luat-o a venit din exterior. Asta pentru că unul din polii creativi, cum ai spus și tu, e încă locat pe insula Marea Britanie, dar și pentru că încercăm cumva să mai aducem din craftul și experiența și meșteșugul internațional în zona românească, să aducem povești care sunt relevante pentru spațiul românesc, dar. Îți spun de pe acum, ca plan de viitor, una dintre dorințele foarte mari este să putem pune umărul deja la cei care au început în spațiul românesc, să încurajeze scritura uh, românească și să, să crească generatorii de texte drama, dra, dramatice din România. Vrem să punem umărul serios și să, să sprijinim demersul ăsta, pentru că e nevoie, e nevoie de, de povestitori, de oameni care să știe să pună în lumină și în frame. Lucruri care se întâmplă aici. Și ce, se întâmplă suficient. Ce, ce presupune un teatru independent? Care e cea mai mare provocare? Să aduci oamenii la un loc sau să ajungi la alți oameni care să vă vadă ceea ce faceți? În primul rând, nu știu. <laughs> Îți spun deschis, nu știu, nu dețin un teatru. Să ai un spațiu teatru independent, cred că este o reală provocare. Am cea mai mare stimă pentru. Toți cei care au acceptat pariul ăsta sunt suficienți de nebuni și au învățat să fie organizați pentru a face asta. Nu zic, nu-i simplu nici să nu ai o casă și să trebuiască să te adaptezi și să te mulezi și să înțelegi dinamici, dar, Doamne, Chiar e dificil și e un pariu și e o zbatere pentru cei care au spațiu ăsta, pentru că, de regulă, un astfel de demers e dificil de dus fără înțelegerea și sprijinul părții politice. Nu e o fugă, nu e o scuză, e un adevăr, în acela în care dacă o țară nu-și duce o strategie prin care să sprijine genul ăsta de demers, e ca și la antreprenoriat. Va muri. În sine, pe barba lui, greu se duce și trebuie sprijin, și trebuie direcție, și trebuie un tip de dezvoltare. Ea nu există, ea nu există oricum în foarte multe direcții și planuri profesionale în România, însă, însă, asta nu înseamnă că nu merită făcut. Și aici este veșnicul dialog nu e de prioritizat. Știm că sănătatea nu e bine, știm că educația nu e bine și știm că probabil Ministerul Culturii este unul dintre ultimele ministere care se negociază pe masa de guvern. Dar merită făcut în paralel cu toate celelalte. Partea de cultură și partea de educație și îmbunătățirea calității vieții e ceva ce pur și simplu trebuie crescut în paralel cu toate celelalte domenii care sunt atât de necesare. Liviu Romanescu, vă ajută cumva că nu sunteți legați de un anumit teatru, de un anumit loc, voi în calitate de, de creatori? Uneori da, uneori nu. Mă ajută în momentul în care piața financiară se prăbușește și să zicem că guvernul nu știe ce să facă și nu vrea să facă, I don't know, din vari motive. Mă ajută pentru că direct nu sunt legat de o chirie, să zic, a unui spațiu și situația este, deci o spun foarte delicat, extrem de gravă pentru cât de mult feedback piața teatrilor independente a trimis înspre piață. Reacția a fost mică, minoră. Oamenii sunt de un... Bun simț și de multe ori chiar de o teamă de a se afișa, pentru că ce au construit ei nu au construit pe, pe ideea de a afișa, ci pe dorința de a crea. Și sunt două lucruri diferite, pur și simplu. Nevoia e foarte mult din intrinsec și mult mai puțin din extrinsec și din ce se vede în afară. Ceea ce și duce la o lipsă de congruență între ce văd oamenii în afară ca problemă, și zic, păi, nu prea se vorbește, probabil că e ok, și de fapt, cât de grav este în interior. Din punctul ăsta de vedere, pot să spun că am avut, dar foarte superficial, o liniște, pentru că, de fapt, în profunzime, eu sunt direct legat de oamenii ăștia. Suntem direct legați de toate entitățile care creează și vor să facă, deci pot să spun că m-a impactat la fel de tare și felul în care a trebuit să discut onest, autentic, cinstit, să înțeleg, să empatizez, să găsesc soluții, a necesitat la fel de multă muncă din partea Venner Colectiv ca și din partea unui coproducător cu care compania a intrat în contact. De, de curiozitate, având atât de multe provocări în, în acest domeniu și reguli care se schimbă, uneori trebuie să o recunoaștem peste, peste noapte, de la săli pe care le poți ocupa într-un anumit procent până la le nu mai ocupa deloc pentru că așa s-a decis, de ce totuși vă încăpățânați să faceți teatru și să faceți acest lucru? Și cred că folosesc corect cuvântul încăpățânare, pentru că la un moment dat e vorba și de așa ceva. Îmi place să privesc plaja de creatori și consider că e un mod foarte sănătos de a privi. Desprinzând-o puțin din tagma Bresley, și anume, ești inginer constructor, ești diferit față de un inginer proiectant, da? ești actor, ești diferit de un coregraf, diferit de un artist plastic, diferit sigur, mijlocul de exprimare e diferit. Ustensilele cu care noi operăm sunt diferite. De unde vine nevoia, din ce ne tragem vorba aia, carburantul, nu e deloc diferit. Principiul e la fel. Este nevoia unui om de a spune ceva ce pentru el contează și de a-l pune într-un context unde el crede că are relevanță și are impact și aduce schimbare. Această încăpățânare, moft Dorință, vis al artistului de a exprima, indiferent de context, de fapt, este nevoia reală a unui artist de a spune lucruri pentru că altfel nu poate. E, un, e mult mai interior, dar așa cum un doctor, învățând și adunând instrumente, zice, nu pot să nu salvez, e, adică nu pot, am jurat treaba asta. La fel, un artist, indiferent din ce zonă îmi vine, funcționând pe principiile pe care a jurat să funcționeze, nu poate să tacă în momentul în care trebuie să spună ceva. Și atunci, indiferent cât de greu e, război, deșert sau plină înflorire, va vorbi despre lucruri care contează pentru el. Dar el își ia această relevanță din ceea ce vede în jurul lui. Deci, implicit, lucruri care contează pentru comunitatea din jurul lui. Mă gândesc, Liviu, și la cealaltă calitate a ta, pe care o să o simțim și în spațiul public în perioada următoare, și mă refer la festivalul pentru. Teatru tânăr pentru a sprijini tinerele talente, vin cumva din urmă oameni cu acest har, cu această înclinație, sau mai degrabă pentru că există această discuție întotdeauna în spațiul public între vechi și nou? nu se mai face ca, ca altă dată. Și observăm asta pusă de multe ori în spațiul public și în ceea ce privește actorii de astăzi. Sigur că da. Este evident că nu se mai face ca altă dată, pentru că nici nu poți să o mai faci ca altă dată, pentru că nu ai resurse similare ca altă dată. Ce înseamnă piața cinematografică acum nu are termen de comparație după apariția internetului, cu ce însemna piața cinematografică înainte de apariția internetului. În curând, vom vedea probabil că nici piața financiară nu va mai avea aceeași. Știi ce spun? Adică, Doamne, iartă-mă, internetul, realmente de acolo pleacă foarte mult. Internetul a adus o schimbare și, o, și o, uh, o modificare a vitezei în felul în care lucrurile se transformă în mai toate domeniile, inclusiv în piața artistică. Pe care nu o pot dori să stea undeva liniștită pentru că era mai bine sau nu, sau nu știm, dar preferăm ca pe vremuri. Și aici ține doar de rezistența noastră de, a, cum, cum să zic, de a, de a îmbrățișa schimbarea în sensul cel mai bun al cuvântului schimbare. Um, e val din spate, totdeauna a fost, cred că totdeauna va fi. Întrebarea este cum putem să îmbunătățim jocul nostru, vis-a-vis -vis de resursele care vin. Cred că aici e pariu. Cum putem să observăm mai bine, să ne conectăm mai bine cu ce vine din spate, să învățăm cum să folosim resursa aia mai bine, să o capacităm mai tare și, fiind vorba de tineri, vorbind de aplicat, cum să cum să îi încurajăm, că nu neapărat de a învăța, ci cum să înțelegem cu ei felul în care ei pot să facă lucruri mai bine și cu impact pe viitor. Deci, cum se pot ei crește pe sine spre a deveni un adult mai 360 dezvoltat? Vorbind despre teatru pentru tineri, este cumva mai greu astăzi pentru un actor, ținând cont că până înainte aveai niște canale puține, ca să ne uităm la o mână, cred că e mult prea generos ca să, le, ca să le numărăm și atunci aveai câteva personaje care erau mereu expuse acolo și era mult mai ușor să le cunoști, să le apreciezi sau, sau nu, dar oricum să te obișnuiești cu ele. Asta sunt o multitudine de canale, sunt o multitudine de oameni talentați, dar fiecare cu publicul său. se pare mai greu astăzi, având și internetul de partea ta și atât de multe canale prin care să ajungi la public, mai greu să reușești să răzbați, să te faci cunoscut, remarcat în această lume? Înțeleg și aș zice următorul lucru. Dacă te raportezi la sistemul mai din trecut, cu siguranță răspunsul este da. Dar e o alegere să te raportezi la ce era în trecut. Dacă te uiți la ce se întâmplă, probabil că e la fel de greu ca și atunci. Nimeni nu prea întreabă pe cei care n-au reușit atunci cât de greu a fost. Adică, sigur, știm Marlon Brando ce a făcut. Nu știm colegului de clasă cu care el a jucat. Habar n-am ști, pe care nu știe nimeni cât de greu sau ușor i-a fost lui în această meserie. Um, cu siguranță, canalele s-au diversificat și. Uh, cred că alegerea e mult mai importantă. Cred că acum ce te provoacă mult mai tare este să vezi și să alegi. Spre ce vrei și cum vrei, și în ce crezi. Uh, ai modele de actori mari, chiar unii, cum să zic, foarte well-established, ca să zic așa, din uh, industriile mari din state, din Anglia, care au început să se mute și să învețe și să vireze spre producție, spre a scrie povești. Pentru că industria în sine i-a canalizat pe ceva ce ei nu prea vor. Tipologii, joci vampiru, joci, da? Deci partea asta de te-am pus în, pe un raft și nu prea te-aș scoate de pe raft pentru că îmi complici viața foarte tare dacă începi să te muți de pe un raft pe altul. Și, de fapt, artistul, artistul, nu omul de industrie, zice, eu nu pot fi pus pe un raft, nu fiți nebuni eu voi vorbi funcție de ce văd în jurul meu. Deci nu mă puteți spune pe un raft. Omul de industrie zice, te rog, am nevoie să te organizezi pe rafturi. Și de aici, cum am zis, vin destul de multe schimbări de direcții pe care artiștii ăștia le au. Și repet, ai oameni cunoscuți care ies și brusc îi vezi dispărând 2-3 ani și apar ca și producător, apar ca și co-creator al unui produs. Produsul fiind bun de cele mai multe ori. Care miză în spate? Bun. Acum, voi, actorii, aveți o superputere, aceea de a alimenta o poftă a noastră și uh, o sete de, de cunoaștere pe care de multe ori nici măcar nu conștientizăm că o avem, dar în momentul în care uh, ne întâlnim cu actul artistic, ne simțim mult mai împliniți și, și fericiți, și poate de asta se și explică de ce unele de, de spectacole, dacă vrei să te duci să vezi o piesă bună, ai nevoie de o rezervare cu mult timp înainte. Um, Voiam să ajung la piesa voastră nouă, Captain Amazing, care este cumva despre supereroi, despre lucrurile care ni se întâmplă, care nu ni se întâmplă și care ni s-ar putea întâmpla. Cum a venit această piesă de teatru și cum vine ea, tocmai acum, în februarie, la, la un teatru în București? Inspirația a venit, e textul unui britanic, Alistair McDowell, e actor, e un scriitor tânăr. Dacă nu mă înșel, cred că acum o lună a avut premieră la Royal Court, care e un teatru de scritori noi din Londra. E o forță, entitatea în sine e o forță pe ce înseamnă scritura dramatică contemporană. Și e un tânăr cu un cu un vibe artistic foarte puternic și foarte special. Textul Captain Amazing este unul dintre primele lui texte. E ceva puțin mai. Uh, nu știu cum să-i zic, infantil, îmi vine să-i spun, un pic mai uh, naiv. Uh, este un text pe cât de copilăresc, și ca titlu, și ca aparent abordare, pe atât de profund. Fiind povestea unui tată, a unui om, a unui om de familie a unui om de societate a unui om care ca toți oamenii își pune foarte mult prea multă presiune în spate și spectacolul și piesa arată spirala în care această presiune te aruncă e o dramă conține și comedie, conține și tragedie Um, e un one-man show uh, cu mine în care cred că ai posibilitatea să vezi locuri inconfortabile în care nu prea vrei să ajungi, ca adult, în special ca adult, și în care ai lejeritatea ca altul să se pună în locurile alea și să mergi un pic cu el, să mai eliberezi din presiunea. Înmagazinate de-a lungul vieții Cred că ăsta e unul dintre rolurile mari Pe care le avem ca și actori Acum vorbesc doar din, din, din direcția de actor Faptul că traversez niște râuri Și mă spăl prin niște ape Prin care tu ca om nu vrei să intri Nu vrei să te speli Pentru că sunt foarte adânci dar mergând cu mine sau uitându-te la mine cum trec prin ele, ești și tu mai curat. Simțim cumva presiunea asta pe care uh, o pune societatea pe umerii noștri, dar mai degrabă simțim presiunea pe care o punem noi pe umerii noștri ca să părem altceva în fața celor din, din jur, corect? Sigur, sigur sigur că da. Și textul, textul apasă foarte tare pe butonul ăsta. De ce înseamnă această proiecție, de fapt? Cât de greu și cât de complicat este pentru Liviu Romanescu... Să ducă un rol nou mai departe pe, pe scenă, după ce a avut un rol cu care s-a simțit împlinit și cu care a simțit că a dat totul acolo. E parte din mine, în sensul în care nu pot să răspund cu greu sau ușor, sau abia aștept, pentru că toate au conținut opusul. Sigur că abia aștept, în același timp când încep ceva nou, mi-e o teamă groaznică de ce s-ar putea ascunde acolo aleg să mă apropii de un rol prin prisma mea. În ideea în care resursele sunt din mine și consider că eu pot conține orice e uman, sigur, anumite uși le-am deschis mai des, pe altele le-am ținut ferecate și au șase lanțuri, da. dar totul face parte din mine și atunci, sigur că e o bucurie și în același timp o groază de ce poate exista acolo. Și... Implică muncă, și implică fericirea de a deschide o ușă cu șase lanțuri de care mi-a fost teamă, și lucru pe care mi-l facilitează teatru. De ce nu pot să fac asta singur? E pentru că există un colectiv și un mediu în jurul meu care mă asigură că e acolo. Ca eu să fiu în siguranță atunci când deschid cele șase lanțuri și Dumnezeu știe ce iese de acolo. Deci, e de toate atunci când încep un, un nou rol. Dar am, am ales foarte tare să mă poziționez cu curiozitate. Exact ca un copil acea curiozitate specifică unui joc nou, a unei întâlniri cu oameni noi. Dacă îți aduce aminte senzația pe care o aveai când, nu știu, mergeai la țară sau într-o comunitate pe care, cu care nu erai atât de familiarizat și te duceai să te bagi în seamă cu un nou grup de copii, să joci jocul, exista acea fracțiune de, nu știu, un minut, două, cât întrebai, pot și eu să mă... mai aveți un loc să mă... E, ăla ai ăla entuziasmul, ai cu curiozitatea care după aceea, sigur, declanșează un val de bucurie în momentul în care te regăsești alergând și uh, uh, jucându-te, dar transpirând în același timp, ca să înțelegem și partea de muncă, uh, alături de un alt grup de oameni. Care e cea mai mare temere atunci când ești pe scenă și cu publicul în față? Să nu, uh, să nu ajung să mint, uh, să nu -mi fie teamă Ah, nu știu cum să o formulez, că e destul de complicată chestia. Uh, teama de a fi uh, neautentic pentru a fi ceva ce cred eu că publicul ăla și-ar dori este ceea ce noi de obicei numim, ca uh, performări scenici, uh, atrage la public sau a. Este acea... Uh ieșire, de fapt, din ceea ce se întâmplă în spațiul ăla, în scenă, dar nici nu vreau să o formulez să sune ca de manuale de clasa a doua, teatru. Uh... Mi-e teamă să nu-mi pierd prospețina. cred, pe aici e, ca și creator. Această curiozitate, de fapt, asta cumva, și nu-i ușor, să știi, nu e ușor, pentru că mintea, cum să zic, totdeauna va dori să găsești calea ușoară, calea confortabilă, calea comodă, iar își vin și spun, dacă ne gândim, te gândești la toate momentele în care viața ta a avut momente, spike-uri, vârfuri de, de bucurie, de emoții puternice, niciodată n-au fost confortabile. Niciodată. Pentru cine n-a descoperit acest tip de hrană spirituală, uh, numită uh, teatru, care ar fi îndemnul, sau cum ai putea să-i să atragi să guste un pic? I-aș încuraja, poate, să. E foarte greu. E foarte greu, există multe locuri. În care aceste uh, momente de curiozitate, de fapt, sunt destul de înăbușite de o anumită modalitate de lucru a companiilor sau a teatrelor, de. Ei, și apare un pic praful ăla. Și acest praf, de fapt, îndepărtează foarte tare de autentic și de ce înseamnă viu din meseria asta și din teatru. De de asta are sens teatru, pentru că e viu. Altfel ce să spun, mergeți și vedeți, Netflix sigur sunt, nu e viu, e înregistrat, s-a întâmplat odată, e ceea ce ai văzut odată, nu are caracterul viu, are un caracter descriptiv ce vezi acolo, pe ecran. Însă, ce poți să vezi într-o sală de spectacol cu un spectacol bun, și accentuez cuvântul bun, însemnând viu, și construit spre a fi viu, nu mai trăiești altundeva. Aș recomanda să întrebe, să nu... Să aibă răbdare, de fapt, și să aibă încredere că pot să găsească în anumite locuri, și există aceste locuri și în București, oaze în care pot să vadă chestia asta și să nu regrete că au dat banul și, din potrivă, să simtă că oricând vin acolo, vor ieși câștigați. Liviu Romanescu, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Mulțumesc frumos de invitație. Oameni de milioane. Like us. Cu toader băul la Europa FM.